Munca la hostel reprezintă o provocare în fiecare zi. Nu este vorba despre un loc de muncă tipic. Din contră, fiecare tânăr pe care l-am format și pe care va urma să-l formez este un caz aparte și fiecare vine cu povestea lui în spate. Concordia este pentru mine siguranță. Este câteodată greu, altădată ușor să stai și să asculți și să te implici în fiecare poveste, dar cea mai mare bucurie este atunci când observ că ei realizează ceea ce își propun și împreună, cu ajutorul nostru și cu ajutorul meu, reușesc să treacă peste diferitele piedici pe care le au. Chiar sunt încântat de idee. Stăm de vorbă cu administratorul acestei locații. Mi-a povestit etapele prin care a trecut și mi-a surâs inima să aud că mai există organizații astfel. Din punct de vedere calitate, curățenie, raport calitate-preț și cam atât, personal drăguț, adică m-am simțit ca acasă. Am venit din Siria pentru studiu, dar fiecare dată când vin în București, vin doar aici, că aici nu simt cel mai bine.